Hernia reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni de resort chirurgical neglijate de pacient. Prin definiție, hernia reprezintă ieșirea unui organ din cavitatea abdominală, în care se găsește în mod natural, pe la nivelul unor zone slabe ale peretelui abdominal. Extrapolând la hernia inghinală, care este cea mai frecventă dintre hernii, reprezentând 75%, constă în exteriorizarea unui organ pe la nivelul orificiilor inghinale, preexistente în mod natural atât la femei cât și la bărbați. Herniile apar mai frecvent la persoane cu scăderea rezistenței peretelui abdominal și cu creșterea presiunii în cavitatea intraabdominală, de exemplu la tușitori cronici, la pacienții supraponderali, la pacienții cu adenom de prostată, la pacienții cu ascită, la pacienții neoplazici sau pacienții cu diferite alte afecțiuni cronice. În general, pacientul observă singur o anomalie în regiunea inghinală și anume o umflătură sub tegument, inițial mică, dar care crește treptat în timp, ajungând uneori la dimensiuni foarte mari. Inițial, formația respectivă revine singură în abdomen când pacientul se întinde pe pat. Ulterior, pacientul o împinge cu degetele, iar treptat, formațiunea nu mai poate fi redusă. În acest moment pot apare oricând complicații de ordinul încarcerării, adică conținutul intestinal nu mai poate fi redus și rămâne blocat în orificiul parietal, ducând în mod cert către ocluzie cu punerea în discuție a necrozei organului respectiv. Din acest motiv, un pacient care observă această modificare în regiunea inghinală, eventual asociată cu dureri care pot varia de la o simplă jenă dureroasă până la dureri vii și la dureri foarte puternice în apariția complicațiilor, trebuie să se prezinte la medicul chirurg. Diagnosticul este facil, doar un examen clinic în care pacientul va pune în evidență prezența herniei, mărimea, consistența. Pacientul trebuie să știe că în cazul herniilor există un singur tratament, tratamentul chirurgical. Hernia nu va trece niciodată singură și nu există tratament cu pastile sau alte modalități. Singurul tratament este intervenția chirurgicală, care actual se poate face în două moduri. Fie clasic cu incizie, se face o incizie mică de 5-6 cm, cu montarea unei proteze sau unei plase în limbaj popular pentru întărirea peretelui respectiv. Cealaltă variantă este operația laparoscopică. Se fac 3 mini-incizii, tot cu montarea unei proteze, dar se intră în abdomen. Refacerea în cazul operației laparoscopice este rapidă, pacientul stă spitalizat 2 nopți, își reia rapid activitatea, durerea postoperatorie este minimă, dar pacientul trebuie să fie conștient că foarte important este momentul în care se prezintă la medic. Pacienții cu hernii mari sau complicate nu vor beneficia de tratamentul laparoscopic, ci de tratamentul convențional. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.